Și faci frumos, crește într-o zi cu toți 10 ani și după 7 zile a crăpat săracul. După care a încălecat pe cal, s-a transformat în broșcoi și s-a dus și s-a măritat cu spânul. Ce tu zici, bre, acolo? O poveste, păi, ce? Ce o seamă, te rog, așează de lângă mine pe jos, haide. Păi aveți, mă, multe de cărat? Cine naiba crapă în el atâta mâncare? Care asta e prea multă, e murdară, durează mult până o gătești, până o mănânci, până te puneți pe mâini. E neplăcut, vreau să zic, și pute când gătești. Da, când ți-e foame. De cât de foame poate să-ți fie? Uite, mie ceaiul ăsta îmi ajunge. E ceai verde, îmi dă energie. În fond, nu de asta mâncăm, dragă, să producem energie. Doar că procesul este oribil, este primitiv, e vulgar. Gândiți-vă și voi la o mașină. Aia arde petrol și produce energie. Da. Aia produce deșeuri, produce. Și noi la fel. Aia produce gaze. Și noi la fel. Doar că pentru mașini există și o soluție alternativă. Motorul solar. Ia uite. Făi ți-a căzut și ultima țiglă de pe casă? Omul nu poate să știe crăcit așa la plajă, la soare și să-i se încarce bateriile. Și dacă mi-aduc eu bine aminte de școala, că am făcut-o cândva școala, energia se produce și prin frecare. Acu ce-i vrea? Să mi te freci, ai? În loc să faci la maț? Dă-mi divorță! Dacă frecăm mentă, cum zice la voi, producem energie. Vezi ce energie o să ai tu dacă te frec eu pe cărcă cu asta? Uite-te la mine aici, că aveam experimentul cu pieptenele de școală. Și trebuie să freci pieptenul de ceva de plastic. Ia uite. Mamă, ia de bre să-ți frec și o pisică. Da, eu bre. Ia mă. Hai bre, mă, dar pe unde o-ai frecat-o? Că eu sunt calculat, nu... Și, goule, fii atent. Că după amiază o să ții niște interviuri pentru postul de secretară. Bă, dacă te prind pe aici, îți rup capul și ți-l bag în fund și joc fotbal cu tine. Păi de mai agitatele o fac. Nu că m-au sperie prea tare amenințarea ta, dar chiar n-am chef să mă pricopsesc cu vreo lili. 3, 4... E, ce să spun, uite, de grijă a ta mor eu și încerc să te protejez. Până, până la urmă, Lili chiar mă pune pe gânduri. Parcă a înghițit-o pământul. Păi să nu dea ea un telefon, un SMS sau ceva. Gogule, tu ar trebui să știi de ea. Eu? Ce, de ce eu? Care, de ce? Hai să vorbim despre agenție. Da! Apa, granița. Afară. Gogule, lasă băutura de dimineață. Bă! Vorbi cu Igor? Ai aflat ce se întâmplă? Eu? Da. L-am sunat. Și? Mi-a dat reject. Și mie cam frică să-l mai sunăm cu o dată, că mie că se supără. Și dacă se supără ce? Nu trebuie să afli, Gogule, ce s-a întâmplat cu fata aia? Bă, prost ești, bă. Ai avut curaj cât să intri în rahat? Dacă asta ieși, nu mai ai curaj. Că tot găină moartă ai rămas pe dinăuntru tău, Mr. Gog. Noroc că sunt eu bărbat pentru amândoi. Mi-a respins. Aha! S-a arătat pricina. Trebuia să fii bărbat pentru trei, că numai eu fac că doi. Pe tine nu te-am luat în seamă. Bă, amuzantule, tu crezi că Igor se joacă? Dacă a tocat-o, mă, pe fata aia până la ora asta și-a făcut o mâncare pentru pisici. Și când îți amintești să fi fost prima situație în care ți-a fost frică de sânge? Mi-amintesc că m-am trezit într-o dimineață. Așa. Și am văzut-o pe Hilde cum se dădea pe unghii cu ojă. Ojă roșie, suculentă. Și am leșinat. Hilde? Bună mea! A! Mă ne doace mută. Da, Elena. Așa spunea ea.
Mama mea germană. De la ea știu limba. Ce bine mi-a prins. Am visat-o și azi noapte. Venea spre mine cu 14 halbe pline. Da, ce chestie. Eu nu mai mi-amintesc nimic în germană și am făcut-o în școală. Dar bine, știi și tu cum se făcea germana. A, apropo, cum se zice noroc? Viel Glück. Asta, viel Glück. Și nu a fost cu noroc. Pentru că halbele erau pline cu un lichid roșu, ca oja. Wunderbaum! Asta este pomul de Crăciun. Da. Wunderbar! Asta, da, ăsta-i. Adică minunat. Minunat. Și nu a fost minunat, era un coșmar. Pentru că halbele erau pline. Apropo de coșmar, trebuie să repetăm neapărat sesiunea de hipnoză simultană cu Emma și Van Damme. Și am nevoie de îndrumarea ta, știi? Lor le-a prins foarte bine și mie prezenta ta. Alo, arde ceva sau ce se întâmplă, că e al treilea apel la rând? Păi nu, arde. Arde? Adică, normal că nu arde, ce întreb eu. I-ai dat foc? Ce mai nu te simți bine? Vrei să trimit salvarea sau smurdul? Nu, eu sunt bine. Mă întrebam dacă știi ceva de Lily? Uite care-i treaba. Dacă nu e urgent, vorbim mai târziu pentru că am treabă. Am făcut puțină curățenie și acum aduc gunoiul, pentru că așa îmi place mie să fiu băiat de casă. Și nu mă mai deranjează că sunt la munte, da? Deci dacă e la munte, nu i-a dat foc. Sunt pe cale să descoper o dietă experimentală bazată pe frecare. De azi încolo, doar apă frecată, plajă și masaj cu rigla. Nici antidepresivele nu mai sunt ce-au fost, a? Hai, prea lasă, Caterica, că știi că nu sunt pe pastile. Ba, ce eroare! Și vreau să extind experimentul meu și pe arabi. Îi bag la cura mea cu frecare. Oprii, lasă-o în vasule, păi de ce suntem noi aici, cobai? Religia nu ne permite și nici sindicatul. Deci nu vre, dacă vrei să faci treaba asta, du-te la sindicat și vorbește cu ei, că noi nu mai facem nimic și nu mai muncim deloc, facem grefuri. Ia mă, auzi, mă, câte vreme sunteți aici, mi se fulfuie mie de sindicatul tău. Eu sunt pe cale să descoper dieta secului, bă, băiatule, dieta FF. Fotosinteză și frecare. Tu stai seama ce înseamnă asta, mă? Revoluție mondială! Nu o să mă împiedic eu de-un ciot! Hai, mă, că descoperă dieta fie de la fufă. Ce vă, ce preze, vâlfâie la mine? Da, ce se vâlfâie ciotul și mă faci curent. Ce vrei? Ce vrei? Ajută-mă! De ce? Ai rămas? Așa și medic. O fi spânzurat-o? I-o fi dat foc? O fi tranșat-o! O fi tranșat-o! Sau da? Vreți ceva de afară, băieți? Că mă duc până la butic. Trebuie neapărat să angajăm un detectiv. Da. Păi v-a stâmpit? Un detectiv ca să ce? Să vă spună dacă vreți ceva de afară? Nu, mă, femeie! Să aflăm ceva despre Lily! Emma! Emma în sus, Emma în jos, Emma detectiv, Emma! Nu sunt de acord să te mai bagi în seamă cu fosta. Îți amintesc până una alta că eu sunt cea care te scoate din rahala greu. Nu, Emma. Ce rău e? Vă interzic să apelați la ea în cazul ăsta. Clar? Clar? Da-mi telefonul înapoi! Esențele tale la sticluțe mici. Auzi, fata mea! Dacă se complică treaba, putem să-l sunăm pe Igor. Cam și eu numărul lui, să știi. Să trec! Atenție la mine! Atenție! Turați motoarele! Unde vă duceți, mă? Nu te duci, mă! Să turăm motoarele, cum ați ordonat! A fost o figură de stil, mă, Chiorete. La locomanda! La locomanda! Repezitelor! La locomanda! N-auzi? Tocmai vin de la o discuție amicală cu Don Chestor, pe care l-am certat aprig, pentru că am fost informați foarte târziu despre un caz foarte grav întâmplat pe raza de acțiune a noastră, mai exact, la blocul P65. P63, să trăiți!
De unde știi machiorete? Cu paranormalele care mi-a zis. Foarte bine, am vrut să te verific. La acest bloc pe 63 s-a întâmplat un caz extrem de grav. A fost furat furtunul hidrantului principal. Locatarii spun că a fost un furt cu premeditare, care a avut loc în intervalul oral 1-5 al nopții trecute. Nu au imagini, pentru că camera de înregistrare doșoara bătrână Angelica, în mod excepțional, n-a fost acasă și a petrecut noaptea cu nepoata ei în clubul Turturele. Acestea fiind zise, vă urez mult succes în misiune. Sofico, hai la mine să-ți dau corespondența. Vreți? Auzi? Da, cine e hidrantul ăsta principal? E persoană importantă? E un dispozitiv în care trece apa, presiune. Ah, am înțeles, da. Și îi ia de la P63, da? De ce și-au botezat camera de supraveghere? Vai, dracu, asta e o glumă proastă a lui Matiescu. Domnșoara Angelica, de fapt, e o bab, o hârc, o biată bătrânică, care a dracu e cu ochii pe tot ce intră și ce iese din scară. E înregistrează tot. Discuții importante, a? Despre caz? De ce șoșotiți? Vă deranjez cumva? Da, mă! Nu, mamica, ce? Nu, tu nu ești pe calul 1, ci detalii despre cazul ăsta grav. Ăsta cu Turturelele. Furtunul cu turturele ca... Mă! Ce faci, mă? N-ați plecat încă? Ok. Da, să trezi un chestor. Cum adică n-ați terminat cu mine? Da, o revin imediat. Bă, tot poate la cap că vrea să facă vacanța cu mine, știi? Ah. Rupe-i fârșufe, dacă... Nu știu. Bună, Craiule! Bună, Gog! Hai, ziceți repede ce aveți de zis, că am un proiect în desfășurare și mă cam țineți din treabă. Păi, stai jos. Lili a cam dispărut. Da. Și sursele oficiale ne spun că situația e nu prea e roz, ci că ar fi chiar vânătă spre negru. Exact. Hai, nu voi vorbi serios? Da. Pentru asta m-ați oprit pe mine din elaborarea dietei revoluționare FF? FF? Adică fără folos? Adică bazată pe fotosinteză și frecare, pe energie pură, dar ce să știi, mă, tu? Auzi, Gogule, am și eu nevoie de tine în calitate de Mr. Gog, care se pricepe la chestii. Vreau să lansez o campanie, am nevoie de un text de prezentare prin care să ne explicăm oamenilor că nu mai trebuie să mâncăm, e suficient să facem plajă și să obținem energie prin frecare. Da. Dar la momentul ăsta mă interesează mai mult de Lili. Păi, frate, eu nu mai înțeleg nimic. Până acum nu mai știai cum să scapi de ea și acum te roade grija? Exact. Că n-o găsești? Da. S-a întors lumea cu fundul în sus, frate. Ca și muncitorii ai idioți, cu sindicatul lor idiot. Că m-au terminat cu nervii. Până acum frecau menta pe ogor și brusc nu mă mai lasă nici să experimentez dieta mea cu frecare pe ei, ci că nu le mai permite sindicatul să mai frece. Emma, uite, Dil, adică înțelegere, ca să mă înțelegi. Tu te ocupi să afli orice despre Lili și mă ocup eu de dieta ta fără frecvență. Fotosinteză și frecare. Bună ziua, colegi. Bună ziua. Uite, avem un caz nou despre care mă gândeam că ai vrea să știi. Furtunul dispozitivului prin care trece apa cu presiune de la blocul P63 și nu de la P65 a dispărut. Iar doamna de la parter, care de obicei știe tot, nu a fost acasă în momentul dispariției. Ce să-ți povestesc, mă? Mă, dar ce informare i-a făcut, mă, cu subiect și predicat și mai mult de 3 cuvinte. Bravo! Bravo! Nota 10! Felicitări! Dar ce te strâng persicuțul așa? Ce te înfoi? Ce te ciudă că e bine informată și vrea să ajute colegii?
Mai bine să nu te roadă curiozitatea, Chiorete, că faci buba. Auzi, Gogule, ia fii atent aici că m-a lovit geniu, frate, de la Emma. Bă, treaba asta cu energia pură, dacă o punem noi lângă fructele și legumele marca Belciugatel și le facem o reclamă, ca și când ar fi o sursă nepoluată de energie. Ce zici? Merge pe bio? Ia! Yeah. Bagă un slogan! Ok, merge, nu merge, măcar nu mă mai gândesc la crimă. Așa. Ia-ți legume de pe piață ca să-ți fie bine în viață. Sau dacă vrea slogan, uite, Belciugatele sunt pe piață, să trăiești mulți ani în viață. Ce? Nimic nu-ți convine? Atunci gândește tu alta, lasă-mă. Nu, Gogule, mai bagă ceva. Nu, Mr. Gog. Ce vrei? Te rog frumos să ne scuzi, dar am ceva de discutat cu Van Damme, în privat. Păi privata e acolo. Da, pe mine nu mă întreb dacă vreau. Nu, că de asta discutăm în privat. Haide, te rog, hai. Ia, uiți, ce haide, te rog, hai, că eu am destul de treabă de făcut aici. Ai muncit destul azi, ai nevoie de o pauză lungă. Haide. Da, bine, ok, mă duc la altă privată că văd că asta se ocupă. Iubitule. Da. Uite, m-am tot gândit și m-am hotărât să nu mai mănânc nimic niciodată. Niciodată? Tocmai de-aia trec pe surse alternative de energie. De azi înainte mi-au forța vitală din frecare. Auzi, da, nu mai bine îți cumpăr eu un ghive și te pun pe terasă la soare? Că așa faci și fotosinteză, că e mai eficientă. O fi, dar frecarea e mai plăcută. Îmi cer scuze, dar mie încă nu mi-este clar. De unde știm sigur că furtunul dispărut chiar a fost furat? Păi nu știm. Dar cine e atât de prost încât să reclame un fur fals? Căci că fiindcă există pedepse, urâte foc pentru treaba asta. Ia auzi, soțul meu discută despre urâte cu frumoasa cuminte adormită. Și ța, mămica, eu vorbeam cu trânsa de pedepse. Dar ce, dragă, fetele urâte sunt pedepse sau cum? Ce dragi de-a mine zici așa o țărtă? Că vorbeam cu ea despre furtun. Ce furtun, Chiorete? Furtunul fals. Reclamația de furtun fals, care s-a furicit, care s-a... Hai, Nuțica, nu mai așa de așa. Mai bine du-te la documentare pe teren, că se pare că nici ziua ta a mai bună. Se pare că nici a mea. Ce față ai, Chiorete? Ce față? De furtun fals. Miss Piggy. Dragele mele, aceasta este vila în care locuiesc. Eu îi mai spun și birou de noapte, pentru că de multe ori sunt nevoit să vă iau, să iau de lucru acasă, pentru că nu e așa, nu e ușor să fii primar. Dar, domnul, cine este? Mormanul e neimportant. Încercați să faceți abstracție de el, deși la ce dimensiune are, mi-e clar că vă e greu. Eu sunt Fifi. Și eu, Mimi. Încântată de cunoștință. Citești? Vai, dar ce frumos! Am citit și eu o carte prin clasa a 5-a. A fost foarte frumoasă. Carte? Nu, clasa. Da, altele și la fel de citite. Doamne, pupă zăundele găște. Și fratele meu, există vreun depozit de miții, piții, ficii din astea? Hai să-i dăm foc! Vai, ce amuzant ești! Dar tu cum te numești? Hai spune-ne, nu fi rău, noi ne-am prezentat deja. Vă spun eu, se numește Neam Prost, da? Și voi ați picat examenul. Acolo e ușa. Hai, afară! Încearcă invers. Măi, colegul, să că ne mai încet unenică, germana asta-i dură, mai în engleză, te rugăm frumos, că ne-a aia la... Noi lucrăm la un caz foarte grav. Martori? La ce? La investirea ta în funcție, că altfel nu te crede nimeni, mademoiselle.
Dacă ai mai găsit martor pentru caz. Nu, nu am mai găsit. Și asta din cauza faptului că vecinii nu mi-au dat drumul atunci când au văzut că sunt în uniformă. Și nu aveam cum să-i oblig. Da. Cum? Adică nu te-a ajutat decolteul în viață? Poate că erau acasă doar femeile. Păi atunci am să merg și eu. Evaluarea situației primator este crucială într-un astfel de caz. Foarte bine. Și du-te și tu cu el, că poate ți-a dă folos. Păi dacă văcuța n-a rezolvat problema cu ugerile din prima, la ce ai mai trimis-o, mă? Crezi că o să se deștepte pe drum sau ce? Nu, mamica. Am trimis-o cășcă, fiindcă am vrut să-ți demonstrez, să-ți fie în clar, că n-am nicio treabă cu ei. Lili a dispărut și idiotul ăla de Gogu și brou de Vanda m-au pus pe mine să investighez. Și ce crezi, Teo? Am descoperit ceva grav, foarte grav. Aole, pare serios că nu ești în apele tale. Nu sunt în apele mele, sunt în ape tulburi, sunt moartă de frică. Racheții lui Igor au comis o crimă îngrozitoare. Dacă vin după mine, unde mă ascund eu, unde? Stai liniștită că tu locuiești cu Frosta și dacă nici aia nu te poate apăra de racheți, atunci nimeni nu poate. Auzi, știi ce? Hai să încercăm un tratament de ameliorare a anxietății. Hai că ultima sesiune de hipnoză simultană a mers brici. Bine, dacă zici tu, eu da. Nu vreau să ajung bucăți în mai multe tomberoane. Stai liniștită că încapi într-unul. Stai. Alo, Vanda? Poți să vii acum la sesiunea de hipnoză? Da, chiar acum. Hai, te aștept. Pa! Pot, bine. Două secunde. Alo? Bună, eu sunt... Cine e eu? Eu, Teodora. Și am nevoie de tine pentru ședința aceea de hipnoză simultană. Poți veni? Acum? Da, chiar acum. Hai, te aștept. Mersi, pa! Deci, dacă Pintilie l-a văzut pe numitul Ilie la ora X, nu se putea ca Ciocârlie să-l vadă pe același Ilie la ora X și 2 minute într-un loc aflat la 15 minute depărtare de acesta. Nu? Nu? Pe de altă parte, dacă pe Ilie nu l-a văzut nimeni acasă înainte de ora X, se prea poate ca Ciocârlie să spună adevărul. Corect? Corect? Miște foarte mare ajutor cu deducțiile tale logice în aflarea variantei corecte, domnișoară Nuț. Deci, ori Ilie nu spune adevărul, ori ceasul său este stricat. Nu? Nu? Nu aș fi putut să rezolv cazul ăsta fără tine, domnișoară Nuții. Mulțumesc. Ah, ce bun e micul dejun, iubitule! Ok. Gata. Hai că eu am niște treabă la Teo la cabinet, trebuie să plec. Ei, lasă că pot să ajung și mai târziu, că încă n-am terminat de mâncat. Ba, ai terminat, că uite, gata, nu mai e. M-am mai epuizat și pe mine. Hai, să-ți fie de bine. Uf! Dândijor, înțelege, zindigatul vrea Wi-Fi connection în hambar. Ca să vadă toată familia gază la noi. Avem nevoie și de un uzgător de păr, ca să ne uzgăm barba, și avem nevoie de haine. Noi și arăbești, ca să vadă familia noastră acasă că păstrăm tradițiile. Că dacă vede că nu le păstrăm, vine aici cu mare scandal și cu dam-dam. Uita pe lângă ce aș cerut voi. N-ați vrea să primiți gratis de la mine și niște de-astea pe cărca? Ieși afară că te târnui! Dar ce zic că te târnui, bă? Te gătui direct firea furicii să fii pilițatule! Firea-l mumițica ta! Făi, Emo, vino de grabă acasă și salvează-ți-l pe Hasan de mâinile mele, că mi ți-l strâng de gât ca pe pui de-o zi, ai auzit? Nu strânge niciun gât, că Hasan e puternic! Deci problema e că dacă nu dai ce vrem la noi, noi răpim baba, răpim și fata! Am glumit, baba nu răpim, că n-avem ce face cu ea, o dăm înapoi! Ce glumă bună!
Am reușit! Am reușit! După o noapte de calcule, de măsurător, de deducții și de șotron, am reușit! Am rezolvat cazul! Colega? Voi ați stat toată noaptea și jumătate zi la hidrant? Acolo ați dormit? Da, am lucrat în subsol, în frig, în umezeală, dar ce importanță are? Important e că am rezolvat cazul! Dar cine a dispus, mă rog, să stea ei doi împreună toată noaptea la fața locului? Cine i-a trimis? Cine v-a trimis? Nu știu, vreau, plecat de capul lor, că și eu i-am certat, i-am... Șeful secției, desigur. Chiorete în persoană. Ia uzi cine i-a trimis? Chiorete, la mine în birou, fuga, mărci! Am înțeles să te... Acum, Chiorete! Acum, bre! Hai! Păi nu vin! Păi ce drăguț sunteți în spate, bre! Mă, Chiorete, mă! Da, mă, te-aș întreba ceva, dar mie să nu te super, mă! Cine e șeful? Pe ce eu să-mi supără? Mă, tu ești trădător sau doar prost? Da! Da ce, mă? Dar eu n-am dispus, mă! Mă, Chiorete, mă, mă, cum să-i obliși pe ăștia doi să petreacă noaptea împreună, mă? Zici tu, mă, asta vrei? Asta vrei, mă, Chiorete? Asta vrei? Nu, șefă, cum să... Vrei ca Septimius ăsta să rezolve caz după caz și să vă ia vouă primele și mie pănuții? Adică, vouă primele? Ha, primele! Ah, nuții! Tati! Tantișor! Cristinica! Unde ești, mami? Tanti! Bre, tanti, unde ești? Băi, Hasan, emigrant nerecunoscător, ce ești amână? Liniștește-te, Usurel, liniștește-te! Igor, Igor, emigrant, am zis, n-am vrut să știi, la asta mă refeream, că voi sunteți frații noștri. Hai, lasă vrăjeala, că nu mă interesează jenirile tale, da? Să fie foarte clar. Pe mine mă interesează să ții... Mă interesează să zici ciocul minte despre ce ai aflat întâmplător și nu e treaba ta. Și pentru asta am venit păi să... nici nu e treaba mea și-mi zici ciocul minte, rog eu frumos, nu mă obor! Nu mă împrăștie în Dom Perone, în toate sectoarele, că nu-mi place la rie puterea! Oh, că nu te obor! Eu am venit doar să mă asigur că-s sigura. Nu mă obor? Nu. Păi și atunci ce faci? O să mă violez? Ca să îmi țin gura? Doamne ferește, nici vorba de așa ceva. Eu am venit să te plătesc cu bani, ca să-ți sigura. Cu bani? Mm-hmm. Lasă banii. Sunt chestii mult mai importante decât bani. Cum ar fi? Ar fi energia. Energia? Energia pură. Plătește-mă în natură. Pe mine tu vrei petrol? Dragă, nu vreau petrol. Vreau energie. Energie pură. Energie obținută prin frecare. Tu nu-ți amintești cum ne frecam noi? Când eram mici? Și de noi doi? Mă, noi când eram noi toți copii, cu rigla, când ne frecam. Noi doi, acum am putea... Pentru că eu sunt tânără și neatinsă de mult. Stai, că nu-i fezabil așa ceva. Păi ce vrei să o ții pe babă și pe aia mică să le ții închise în șopron atât de mult timp? Atât de mult? Durează mult? Foarte mult. Cum mică le-ai închis în șopron? Bestie ce ești! Ai tango cu jinirile cu coană, da? Te rog frumos, ce era să fac? Aveam nevoie să vorbim în liniște. Și nu sunt chiar așa bestie, din contră, pot să spun chiar că lucrez lin și milos. Și baba ea dormită cu cloroform, abar n-are ce a lovit-o, iar pe aia mică o păzește mâța aia turbată legată cu sârma de gât. Marian? Marian. Oh, tot bestie ești, că mă lași așa. De ce mă lași așa? Na, să fii foarte clar că natura asta de care vorbești nu te plătesc. Nu? Nu! Bine, atunci îți propun o altă natură. Ia să auzim. În care să mă plătești. Te rog eu, scoate-i lui Hasan din cap pretențiile alea sindicale absurde. Și să-mi spui așa. Unde e Lili. Păi vezi, așa mai vii de acasă. Asta cu Hasan se rezolvă fără probleme. Da? Iar Lilica asta a voastră, cum îi spuneți voi, este foarte bine, uite-o, am măritat-o cu un tovarăș de-al meu moldovean, mafiot de mafiot. Uite ce bine merge. Păi ești nebun, iau-te la ea. Da. Bravo, frate, știam eu că ne înțelegem. Scuză-mă. Da. Alo? Alo, da? Acum? Stai puțin. Igor? Da. Da, te rog. Hai că vin, pa. Plec, dar mă duc până la Teo, dar cu fetele.
O să te duci liniștit, de Hasan mă ocup eu. Așa. Și de babă să se trezească lin și dacă e nevoie, fac baie și la aia mică. Super. Și dacă vrei să mănânci ceva de seară, tot... Aș vrea. Eu, e energie pură, că eu doar asta mănânc. Nu, energie pură nu avem, îmi pare foarte rău. Bine, cartofi prăjiți, na. Eh, vezi? Eu i-am trimis, dar nu să-și adă peste noapte bani, nică. De ce ai zis că eu? I-ai trimis și e șef și trebuie să-ți asumi ordinele pe care le dai. Și riscul de a fi înțelese prost câteodată de către subalterni. Recte proaste. Că sigur a fost ideea ei să rămână peste noapte. Și ție de aia ți-a ciudă, madame? Că a înțeles ea prost ordinul? Orică ți-a ținut ție favoritul un frig și un umezeală. Cine știe, poate l-a încălzit la peptul ei? Te oftici? De aia nu mai pot eu de ei. Tu te oftici, dragă, că te-am părât. Ha? Deci recunoști că m-ai părât. O văd. Așa. Emma. E profesoara mea de mate. Și de română. Și de chimie. Și de biologie. E profesoara mea la toate materiile și... Mă domină. Am prins ideea. Hai să lăsăm profesoara cea rea. Emma! Da? Emma! Da? Tu ce vise ai? Eu? Eu n-am vise. Nu. Eu am o teorie. Mâncarea trebuie înlocuită cu energie furnizată din frecare. Și-l văd pe Van Damme. Și corpul lui sexy care se mișcă deasupra mea, în sus și în jos, și în sus și în jos, și în sus și în jos, și în sus și în jos. Mă scuzați, trebuie să pleci. Am vinezit. Voi număra până la 3 și voi pomni din degete. La semnal vă veți trezi și veți văza visele astea în trecut. Hai, 1, 2, 3. Deci așa, cu asta ai treabă, nu? Pentru mine n-ai mai avut energie, pentru ea ai? Măi, domnișoară, nu ai dreptul să fii aici, dai un cabinet privat. Ba, pot să fiu unde vreau eu, da? Că e iubitul meu și nu-mi place să-l văd primându-se cu fosta, da? Vă dăm, da? Zi-mă, da? Păi, da! Da, mini eu asta e și mai mică și mai slabă la toate domeniile, mai puțin la paranoia. La asta mă face de departe. Asta pentru că eu am sentimente mult mai puternice decât aveai tu, da? Și nu sunt eu mini tu, tu ești maxi eu. Poftim? Și nu te mai dat tu mai mare decât ești, că ești destul de mare. Și mai puțin. Fă că mă faci pe mine grasă, că te târnuia. Aoleu, aoleu, Teo, asta este o frosenie. Doamne, se ia de la tati frosa, ce mă fac? E grav? E grav. Poftiți, gadget, și niște pastile ca să vă calmați, da, de tot. Iar ție, mă, băiatule, mult noroc, ca să rezici cu astea două. Ai pe aici, vă rog. După aoleu. Dumneavoastră. E grav, da. Cât de eu pe zi? Cât de poți? Cât de te ține? Hai! Hai! Un domn iartă, m-am ajuns și aici, bă. Că era la ușă. Că mă dea cineva. Și Cristinica doarme. Deși e ora mesei. Nu că nu mai înțeleg nimic. Și asta îmi... Hai, pru! Te-a prins și soție. Tu ce cauți iarăși la mine, împielițatule? Iarăși vrei ușcătoare de barbă și tehnologie pe hambar? Domn Divorță, te rog eu mult, iartă-mă, promit că nu o să mai cer niciodată Wi-Fi și haine și uscător de păr. Nu mai iartă-mă, te rog, promit că nu mai facem sindicat cu minte, bre. Ce? Nu vine să crezi ce aud. Au! Deci nu visezi. Au, clar nu visezi, mamă, ce doare. Și nici să fie băut nu mi-aduc aminte. E clar. Vine sfârșitul lumii. De ce, Doamne, că nu vreau să moar? A, băi, mai bine așa. Comentezi că te târnui! Iartă-mă, vreau! Vezi? S-a arătat pricina, ha? Trebuia să fii bărbat pentru trei, că numai eu fac cât toi. Pătrinele unde am luat... O băzi... Știam eu că ne înțelegeam. Ai văzut. Scuză-mă puțin. Da. Ok. Nu găsesc telefonul. Este